Ai pornit? A, bun, asta e. Să ajungem acolo, în spate. Avem de dat jos. Bun, deci am desfăcut protecția asta și avem 1, un șurub aici, 2 și 3. Momentan să le facem pe astea, să vedem dacă se mișcă în față. Gata, l-am desfăcut. Dăm farul puțin în față. Cum e? Să avem acces. Așa. Oprim, scoatem mufa principală de acolo. Bun, am scos și mufa, hai să scoatem căpăcelul. Acum, vedem dacă ajungem la bec. Am scos căpăcelul. Normal. Uite și are becul. O siguranță. Și becul. Becul are o mufă, trebuie să-i scoți și mufa. Mufa, da, scoatem mufa. Dacă reușești. Cu siguranță e plastic. Gata, am scos siguranța, cum să scot becul. Ai reușit mufa să scoți? Mufa n-am scos-o încă, că n-am putut să văd în ce direcție să trag cum trebuie. De aia. Dacă are vreun clips. Ia. Mă gândesc că dacă scot becul, văd mai bine. Am grei roc. Să apas pe ceva aici. Ia, oprește ăla cu un pic. Gata. Nici nemții nu schimbau așa. Să vedem dacă sunt la fel. Până se încălzește un pic. Deci am fost nevoit să schimbăm becul cu Xenon în parcare. Este un D3S. În curând urmează să se întunece și nu mai aveam timp să ajungem la serviciu, cum era închis peste tot. Noroc că aveam portbagaj unul de rezervă. Din păcate este vechi și nu se vede la fel ca celălalt, deoarece nu se încălzește la fel de mult. Nu are aceeași cantitate de Xenon în el, dar o să-l înlocuiască ulterior. Momentan poate să circule. Modelul de față este un Q5 din prima generație, care s-a fabricat din 2008 până în 2012. Modelul de față este chiar un 2012 pe carte, are jante pe 16 cu cauciucuri all season, este cu cutie automată, tracțiune integrală 4 și motorizarea dorită de români de 2 litri TDI și 170 de cai putere. Scaunele sunt cu reglaj electric atât și cel de la șofer cât și cel de la pasager, însă nu au tapiserie din piele. Să vedem și ce spațiu avem în spate. E o mașină destul de spațioasă pentru clasa ei. Sincer, eu îl văd ca un SUV de oraș. Majoritatea nu o să iasă din oraș cu ele sau foarte rar într-o vacanță, dar nu prea le vezi pe trasee, montane și așa mai departe. Să ne urcăm puțin și în față. Este modelul o cutie automată cu 7 trepte, dacă nu mă înșel. Are comenzi pe volan, nu are și opțiunea de padele. Calculatorul de bord este cel simplu, fără afișaj color. Hai să vedem și un consum mediu, deși la o medie de 11 km la oră e cald că am mers numai în oraș, deci e irelevant. Navigația lipsește deoarece trebuie să mai aibă niște butoane acolo jos, dar oricum în 2021 toată lumea stă pe Waze, ar fi fost inutilă. Așa arată și cheia cu 3 butoane, ați mai văzut-o și la alte modele Audi cu siguranță. Blocul de lumini și cam asta ar fi cu Audi Q5 de astăzi.